voastre, profesorilor iubiți, fie vă față dimineață ce urmează să trăiți. Un elogiu pentru profesor din partea elevului din clasa 11-a, Vlad Grișco. Vă rog frumos să întâlniți. Să procedele a citare, Vlad Grișco. Din grădina toamnei voi culege un buchet de crizanteme și mă voi gândi la dumneata. Voi lăsa toate cuvintele deoparte, neîndrăznind a tulbura pacea acestei dimineți. Prea ne-am mântuit, antrenat, încât mă tem că am luat-o înainte emoții, a gândului, înaintea simțirii adânci și a clipii de reculegere. Fiindcă de miezul acestei clipe de reculegere, vreau să mă apropii de dumneata. Crizanteme. Aceste flori albe ca urma cretei pe tabla cea neagră. Crizantemele, această frumusețe severă, ca și caligrafia dumneitale. Unde s-a așezat acest buchet? La pragul școlii, mă tem că se va pierde între zecile de buchete aduse de elevi toamna aceasta mănoasă. Acasă, pe masă de lucru, dar de obicei ajungi atât de târziu și ai atât de puțin timp liber și ești obosit, încât mă tem să nu le observi. Să mă opresc undeva la răscrucea drumurilor, unde de atâtea ori ți-ai petrecut elevii și să le ridic în cumpăna unei fântâni, ca să stea buchetul cu imagine în oglinda izvoarelor, cu aromele risipite prin cer. Câtă țară ar trebui să străbați pentru a-ți vedea elevii, spre a-i întreba cum trăiesc, dacă nu uită să-ți trimite câte o scrisoare, de altfel știu bine că nu uit. Căci în tot ce fac, în tot ce visează și înfăptuiesc, stau în temurile simple de bine și frumos, de care le-au primit cândva de la dumneata. Această neuitare, această zbatere a elevilor dumneitale pentru frumos și adevăr, îți este supremă bucurie și răsplată. Într-un fel, munca învățătorului este anonimă, fiindcă rolul ei se vede abia prin alte roade, peste mulți ani, uneori, pe alte depărtate meleaguri. În același timp e văzută, fiindcă e văzută în văzul tuturor. Ce ți-aș mai dori? Pe lângă timp, care mereu se ajunge sănătate și seninătate sufletească. Cerul din jurul dumneitale, copii și părinți, colegi și prieteni, o mai mare înțelegere a neobișnuitei munci pe care o faci. Munca de creație, aș zice. Ea se înfructuiește numai prin arderea totală a Creatorului. Să-i păzim voia bună, să-i acordăm încrederea și bunăvoința noastră acestui învățător al meu și al copiilor. Din cumpăna fântânii, din sub soarele sau ploile toamnei, ți se închine adânc buchetul meu de crizanteme. Дорогие учителя, подавайте, что-то, какие-то места.